Păi eu am pescuit, mă, tată, pe Budeasa, la cai, mă. Am dat la cai, mă, pe Budeasa. Cum n-am luat nimic? Ia uite. Ia uite marfă, uite-o. Să vadă și camera. Prietenul meu? Viorel aici? Eu credeam că e la scrumbie omul ăsta. Că alergă toată ziua după scrumbii. Da, avem permis, domnul, cum să nu? Trei permise avem. Trei permise avem. Da, avem ce face cu ele. Să trăiți, domnilor. Ce faceți cu peștii? Mâncați toată ziua de veniți mereu, nu? Păi n-ai fost și ieri? Eh? Ieri ai fost ieri. I-ai mâncat pe aia de ieri? S-au dus? De-abia ai curățit. Păi te învăț eu, șmecherei, bași cu totul la cuptor și gata. Stai 7 zile că îmbătrânești până prăpădești în pești. Vecinul? Merge treaba? Stai să-i obișnuim o leacă cu musca. Uite, ne băgăm acolo în buturuș. Mamă, ce-a dat ăsta calul în ea. Am luat, dar nu aici, pe Budeasa. Dar nu pe Budeasa, ai luat bine? Nu. Era un banc, așa. Un banc răzleț. Vecinul vine mai încă o leacă. Un banc răzlez, l-am lăsat să mai crească. Și așa, 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 câțiva mari. Restul i-a luat Nea Viorel cu acordeonul. Uite, vecinul, bagă-te cu alea după domnul, cu alea unde sticla asta. De fapt, cam merge pe de rând. Că noi suntem cu muscăritul. Tragi, oprești. Uite, tragi, oprești. Aici e alt stilet. Vezi? Tragi, oprești. Uite, când sar, vezi? A, uite-l și cu musca în gure. Așa, tate. Ce-o da, domnul. Bă, dar să norează, mă. S-ar putea să plouă. Mă, să nu cazi din barcă, mă, omule. Că mai avem nevoie de tălic. Îți facem firma așa când cazi, prin vedere. Da. Dacă vrei să cazi, să ne spui. Să fim cu cadru pe mata. Că-l filmăm, nu? Am plecat că ne așteaptă un băiat acolo, mai ședeam, dar ne așteaptă. Eu am zis că vă așteaptă Simona Halep. Halep? Halep, nu joacă finala în seara asta. La 8. Mergem să o susținem, bre. Mulțumim frumos. Oh, până se întune la 7:10, uite calul. Uite calul, tată. Căluță. Băi, da. Căluță pe 22 martie. 22 martie. 2015. Uite-l, băi, ce-a tras, băi, frumusețe mare, băi. Vecinu, sunt, ia uite-l meu ce mare e. Peștii sunt într-o apă, sunt amestecat, și mici și mari, depinde pe care-i păcălești. Deci fii atent, ăsta mi se pare normal. Uite, nu vi se pare normal ăsta? Da. Păi pui mai mult ou, înțelegi? Pui mai mult ou și mai puțin pește, ca cu peștele e delicatesă, nu prea mai găsești. Pește proaspăt pe de rând. Ia uite, mă. Dar noi dăm pescuit sportiv aici, de plăcere, da. Ideea e următoarea, nu fac bine ce fac. Legai găleata asta de cameră și trage zoom în jos. Mă, tate, ai supărat de le arunci, mă, la eu ăla?
Erau și sub baraj câțiva, dar nu, slăbuți. Sub baraj? Păi nu erau deloc, ai. Nu vorbesc de ei, de pești. De pești? Nu, păi nu erau, erau câțiva oblis. Era doar un italian de acolo. Dădea în stilul italienesc. Ia să vedem. Ia uite, m-am uitat că am... Ce frumos. Vecinu, ai spart gheața? Încă nu. Încă nu? Cum, mă, vecinu, cu linia aia de firmă să nu spargi? Marca Ivan Gabriel. Ia. Ia uite, bă, ce frână a pus, bă, nene, bă. Bă, ce-a ieșit fund în cauciuce, bă. S-a dus așa, pe praf. Dar ăla a lovit bine, pe băiatul ăla. Ăla l-a lovit, dar l-am prins 3 metri. Bine că n-am fost în mașină. Îl zguduia, olec. A zis el că a venit, el da, acolo. S-a zis în... A. S-a zis, zice, domnule, mirosa, acolo, zice, îi spui la poliție. Păi. Dacă îi spui și nu ia nicio măsură. Nici nu, cum merge treaba? Dar nu-ți trage sau nu vrei să iei? Tabiacu sau hotărât? Vecinul la lucru, mă, cu obletele țăparine. Șanse de scăpare, bine. Am scăpat din asta. Am avut un act de 20. E bun ăla de 20. De 18, no, păi mi-a scăpat mulți. A, păi scapă cu alea mici. Am pus de 18. Am avut azi babușca, n-a vrut să mănânce. N-a vrut babușca? E și timpul ăsta în schimbare, ia uite ce nori. Cu unde domnul acum? Nu trebuie să mâniem pe domnul. Ce ofi, ofi, ai. Oricum stă mai bine ca aia cu miliardele de la pușcărie, nu? Stă mai bine. Păi, iată. Să ne bucurăm de viață. De libertate, în primul. De libertate. Uite, când se iau doi oblezi pe data de 22 la 2. Fii atent. Doi oblezi la muscă. Vecinul, dacă nu vedea indirect, ziceai că bă, fac eu trucaje, nu? Da. Dar acum vezi că am luat doi odată. Uite, pe 22 martie 2015 o să rămână amintire pentru copii și strănepoții noștri. Să știe și ei. Cum? Auzi, genul te urmărește el. Nu știi că ți-a zis că te-a urmărit? Genul, de era cu mine. Aha. Lasă vreți să mă urmărească, că vede ceva frumos. Uite, vede apa că e curată, vede peștele cum trage. La Basco, pe 22. Prinseră și câțiva pe Budeasa, vede și el acum. Și că s-a prins și biban. Vezi, pe filmele astea afli multe știri, înțelegi? Uite, eu ziceam să joc musca și ăsta era cu ea în gură. Ai văzut? Tehnologie? Tehnologie că era cu ea în gură. Musca prinzătoare. Musca țes. Ia, domnule, să mai facem noi un joc așa al muștei. Liniar așa. Cum? Îmi scapă din apă ăsta și apă să-i dă 18. După cum îl ieși. Ia uite, bă, ce dă. Vecinul, păi ia găleata și bagă-te mai cu vârful la baza apei. Că ai trăsă contact după aceea. Deci îi ratez cu 18 lei? Da.
până aia în ratareu. Păi lasă-l mai mult, Savuș. Deci nu, când face cercul la muschet, da, așa, mai trage o leacă, mai întins firul ca să-i dai un fel de înțepătură. De el, teoretic, e cu ea în gură. Și practic, uite, mi-a scăpat în mâna, ai văzut? Și practic mai scapă. Uite. Ia uite ce joacă și în stânga acolo. Și știi care e cel mai mare secret al tuturor timpurilor? Care? La pescuitul ăsta? Să-i găsești pe ea nemâncați. Să știi, bă, ăștia sunt nemâncați, dar aia care să mâncați degeaba, dă-i. Mi se uită la ea. Trag foarte încet, să vedem ce se petrece, foarte încet. Încet și foarte încet. Ia uite ce se petrece. Ai luat doi? Nu, unul. Cal, cal, cal. Așa vecinul, a început marfa să lucreze musca. Să aducă miere. Aduce mai repede ca viestea, vezi? Albina. Ca albina. Musca mea aduce mai, face mai repede miere. Musca face miere, nu la tine. Păi, musca mea, da, face miere asta. Producție aici. Mai repede ca viestea. Păi mai repede, face și iarna asta. Aia face doar vara. Asta face și iarna producție. Trag ușurel, așa bătrânește, să vedem ce se petrece. Când se înțapă el, așa. Ah, și-am întins o leacă firul. Păi ce mă, băiatul mă, cu cine zici tu că lucrezi aici? Te las până apuci, după aia întinde Gabriel firul. Las așa pe tine până apuci tu, dar dacă mă supăr și întind firul, te prind cu musca în gură. Și n-am nici... Deci fii atent, tehnologie. Dau, se duce buldo pe apă. Buldo, du-te pe apă. Acum începe lucrarea. Păi vezi vecinul? Tu cu vecinul aici, mă, frate. Ai luat? Asta e mai măricel, s-a dus la aia cu păun. La aia cu păun i-a plăcut lui. Ia uite, bă, să fure buldul ăsta, bă. Trage Gabriele, nu mai merge și mult neta, s-a dus benzina după aia, s-a evaporat. Și să-mi bage ăla ulei. Păi, ce mi-a băgat benzina? Ce? Bă, tu e sănătos la cap, îi zic, bagi benzina asta să-i dau eu foc cu bricheta și să iau foc. Să-mi explodeze asta în față. E ca la Chichi Chan, îi băgase aia grenada în gură. Înțelegi? Și zicea, și ăla așa, bă, ce mă, când a scuipat aia, a explodat masa lui. Bă, de ce n-a spui, mă, că ai bomba în gură? Da, spui, dacă era în legat cu fașa, ce să mai spui? Cum era să vorbească dacă o avea în gură bomba? Te da. Mima și el, ala, ala, zice, bomba, bomba, Să vedem cum atacă. Trag ușurel așa. Aaa, și te-am văzut, gagiule. Imediat te-am întins firul. Da, mă, vecinul. Pândește-i pe aia mari, nu pe aia mici. Aaa, uite ce mare a fost, a și scăpat. Păi asta rogățase un pom. Și așa am luat pe aia. Frumusețea e mare. Și îmi place aici că trage frumos. Da, tactici diferite. Nu, dar oricum aici trag pești, să știi. Vecin. Față de acolo, de unde fusărăm noi? Aici dacă le-o miști puțin așa, dacă ai văzut. Face un cerc.
Uite, la asta nici n-am mai... Mă, aproape că recuperez foarte încet. Da. Că să se întindă struna cu muscă. Păi nu... Da, o și scuipă, mă, e rapid. Dă-i seama ce rapid e el. Altfel nu mai creștea până la vârsta asta. Da, acum eu trebuie să fiu mai rapid ca el. 2 secunde, fii atent. Gândește-te că vreau să-l păcălesc. Fac musca, joacă, joacă. Nu mă ajută nici monofilamentul, dai seama că... Monofilamentul are elasticitate. Nu mă ajută, dar tot l-am halit, că nu mai am vârf la băț. Am băț fără vârf, ciutacu, se numește vârful ciutacu. Daca, 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 daca. Și uite calul cum venea la friptură. Închisit-o cu totul, stau. Uite, mă, vecină, mă. Închisit-o cu totul. Ai vedea? Cum a luat el viermele. Ți-am zis că de aici ne facem prăjeala, că... O lăsa simțit că nu era... Uite, avem și o rață acolo, dacă ai șnurul, îi dăm și la rața aia o muscă. O muscă. Știi că rațele mănâncă muște artificiale? Și câinele voblere? Eu câinele l-am testat la vobler, când am mușcat în el și a intrat ancora, a luat-o la fugă prin pădure. I-am dat fir, dar n-am avut ce să-i fac la nebun. Că mi-a rupt firul și a fugit în colonie, a fugit pe el. Până la... Ia uite, bă, și ăsta ce trage, bă, fră... Păi i-a intrat ancora în buză și a luat-o la fugă, i-a intrat. Să-i dau în țepătură ale alea, dar n-a mai reușit. Aici, de fapt, trage când o lași. Da, când o lași, o apucă bine în gură. Da. Chiar o lași ca moart, așa. Tragi un pic și aștepți. Și m-a găsit rudarul. Domne, ce ai făcut? Păi, domne, eram și eu pe aici, nu i-am spus la rudar că... Eu mă jucasem cu el și după aia am zis că își vede de treabă. Și eu îmi vedeam de treabă și m-am pomenit că prostul de câine a apucat voblerul în gură. Și a început să chierle. Și uite, o lu foblerul meu de 280 de mii. Păi stai, mă, că te alerg până la găvana. Că mai eram și eu mai sportiv la vremea, când eram mai tânăr. Da, zic, da. Nu, n-a rupt, dar i-am rupt ancora cu rudarul, i-a rupt-o ancora, că nu putea să-l scoate. A rămas cu aia înfiptă, înțeleg? Adică ne-a binecuvântat câinii, să ne mânce cățeaua în colonie, până la alea. Că nu putea să țină câinii, să-i scoate ancora, nu. Lucrătură mare. Mamă, ce bucăți a început să trag aici, doamnelor și domnilor, în drept și în exclusivitate din România, vă prezentăm. Vecinul, vezi un treabă, te-am adus? Ai reclamul neta? Niște ne rup firul. Ce-am văzut eu la corabia, mamă, și dacă vă arăt pe filme, ce bucăți de pește prind acolo, ziua următoare este la corabia. La corabia în port. La corabia părăsită, ia să zic. Mă, vecinul, mai prindem și ceva din ăsta? Ia uite-l, bă, mamă, ce trage, ce drill am cu ăsta. A început obligi să fie răpitor, bă. Să mai poate. Hai, Viorel, Viorel, Viorică, bagă-te aici, mă, tătă, unde ești? Hai, Viorică, ia uite ce chiuie șoarecele de mulnetă. Ce mai fac eu, că trebuie să-mi cumpăr mulnetă când ajung în Delta? În Delta și Dunării. Să apucă și aia să mănânce. Cât să mai stea, mă, ne mâncați? Că vine aprilie și se închide. E bine că oprește doar scrumbia 10 zile și gata, după aia de drum. Vecinul, mi-a venit o idee, facem concurs? Păi eu să mă pun cu profesor. Păi, te pui cu profesor. Nu, ai vorba că nu sunt eu profesor, da. Facem noi un concurs, uite, când vrei începem. Așa să ne mai distrăm. Uite, îl avem și pe domnul aici la prută și facem un concurs în trei. Fii atent, știi, da? Cum e treaba? Așa. Mai bine numărați pește și vă dați seama la urmă. Păi ce să mă, să trăiți? Hai, ce să... Ce faci cu... Cu jucările? Cu jucările? Pisica nu-i mănâncă. Cu ăștia? Păi n-am, eu mănânc și tu, ca ăștia-i dat la pisică.
Nici pisica nu-i mănâncă. Aaa, ăștia-i mănânci cu totul, bre, bijuterie, ce mai bun pește. Și bibanii ăia potriviți, cam de vreo 8 cm. Uite să bicire. Da. Păi mă, la, eu când filmez trebuie să vorbești, mă, tată, mă, să simt de că pescuiești energia. Te-ai uitat la câteva? Uite-te în direct aici, că prind oblete după oblete. Păi ce vrei să-ți mai demonstrez? Că prin crapul la muscă, așa zici, nu prinzi, domnule, tu crapul la muscă, ce vorbești, mă? Șchefalul la mare. Auzi, dacă e prins chefal, deja ți-am luat, ai luat Mercedes. Bă, o să vă iau toate Mercedes-urile. Uite, mă, că l-a prins de la mal, uite, nenea cu undița de la mal, l-a prins mai mare ca altul. Păi nu e, depinde de muscă, dacă îi bagi muscă mare sau nu. Poți să-l selectezi, dar trebuie să-i bag muscă de 14. Ia uite, mă, ce, vezi ce buldo are? Buldo? Înveți de la lemn. Pe viață nu mai trebuie. Spumă și ce-i topit acolo? Păi ce-am topit, am topit, dar ideea e ca porcările alea care dai în ciment și pierde apă. Și dai și pe aia, mi-a sărit, zice, domne, am buldo francezesc. Nu mai e seringi. Lasă, bă, nu mai, că seringa e depășit. Aia ai învățat o la tine. Păi nu, am zis că e pe viață, am produse pe viață, ce mai trebuie? Ai dat un ban și la revedere. Ai făcut contractul mai... de la seringe, spun eu. Nu, mă, nu mai fac seringe de lingă. Asta e ultima marcă. Ultima invenție. Dacă e pe viață, îi se sparge omul seringa, vine și dă cu seringa în cap. Ce mi-ai dat, mă, aici? Sănătate multe. Pe campionul nu mai luam și pe Vali? Ia uite, bă, ce drill am aici. Mergi anul ăsta la scrumbie? Cum mă, la scurumbie care dă la muscă? Oooo, nu știi ce pierzi. Plăcerea, mă, cea mai mare. Plăcerea cea mai mare. Păi, o să mă duc și la corabia. Scrieți Gabriel Ivan pe YouTube, dacă nu v-a spus băieții site-ul. La corabia, la Severin, la Sfântul Gheorghe. Vecinul, mult succes, că alta nu mai am. Păi cum mă rupsești? Unde e? Păi și buldo unde e? Tot în apă acolo. Dar e ăla de acolo, proiectul. E unul, unul larg. Păi mă, vecinul, mă, cum faci, mă, tălică, să rup linia? Nu poți să-l agăți ca să-l scoți? Păi știi eu, mă, vecinul. Ia aruncă până acolo. Că vrea domnul. Dacă vrea domnul, încercăm, da. Da, du-te și aia, că mai stăm. Nu, e mai la stânga. Și ai recuperat mulce sau doar buldo? Totul, totul. A, cu toate muștele. Nu mi s-a întâmplat. Păi puteți să luați așa, luați și un plumb. Și dați cu ea, fă cu plumbul așa, și cade pântrea și când trage agață plumbul, se agață de el. Luați un plumbuleț de la de 20. Faceți lansări către ea. Că e băgat totul soapă. Un plumb și cu plumbul șmecherin, să avem șanse să o luăm. Iar o reparăm noi, da. Măcar s-o scoate. E plecară și băieții aia cu barcă. E, da. Mai de-aia am vrut. Dacă ireau ei acolo... Dar oricum nu se duce la... la plutitor. Păi nu se duce că e la plutitor. Dar mă gândesc dacă o avea... Dar dacă aduce plumb... Că-n păcioară pe fie, știi? Am mai scos ăsta. Cât e ceasul? E... Nu știu, o fi 7 fără ceva. Uite, bă, ce-a dat ăsta? Ai rămas singur, băi? Da. Ce te duci acasă? Păi ce mă duci? Autobuz, mă duc până la... Până unde? În stație, la... la 4. La 2? Noi trecem pe centură, dacă vreți să vă luăm. A, pe centură, da, până cu la zi. La Sen? Nu. Până la... la textil, pe drumul textil. Adică cum faci la Sfânt? Când o iei pe John pe acolo? Nu pe la John. Da? Păi...